Joi 12 octombrie, în ziua meciului Belarus-România din preliminariile Euro 2024, UEFA a luat o decizie importantă în cadrul grupei I. Concret, forul continental a decis amânarea partidei dintre Kosovo și Israel, programată inițial pentru data de 15 octombrie. Partida a fost amânată deoarece autoritățile israeliene nu permit în prezent echipei naționale să călătorească în străinătate. O nouă dată de disputare a meciului va fi anunțată în timp util, a precizat forul de la Nyon într-un comunicat potrivit rf.ro. De asemenea, jocul între Israel și Elveția a fost reprogramat în calendarul grupei, urmând a se desfășura miercuri 15 noiembrie. Trupa lui Carlos Alos Ferrer nu mai are șanse decât teoretice la calificarea la turneul final din Germania. Belarus ocupă poziția a patra în cadrul grupei I cu doar 4 puncte după 6 meciuri disputate. De partea cealaltă, România este pe poziția a doua cu 12 puncte, iar o victorie i-ar aduce pe elevii lui Eduard Iordănescu în fotoliul de lider, având în vedere că duelul dintre Israel și Elveția a fost amânat în contextul conflictului din Țara Sfântă. Belarus și România s-au întâlnit de 5 ori în preliminariile pentru campionatul european. Tricolorii s-au impus în 3 rânduri, cel mai recent în martie 2023 cu scorul de 2-1, iar celelalte două jocuri s-au încheiat la egalitate. Au mai fost disputate și două partide amicale, ambele câștigate de către selecționata tricoloră.